Ca șocant, o femeie a fost la un pas să fie îngropată de vie. Aceasta s-a trezit din comă chiar în momentul în care criminaliștii care anchetau decesul se pregăteau să-i trimită trupul la IML. Femeia a intrat în comă după un atac cerebral, iar polițiștii comunitari s-au grăbit să-i declare decesul înainte de a verifica dacă femeia mai respiră sau nu. Femeia de 45 de ani din Medgidia a fost considerată moartă mai bine de o oră de către polițiștii de la ordine publică. Agenții fuseseră alertați de un vecin care nu mai văzuse de o săptămână. Atunci când criminaliștii prelevau probe din apartament, femeia a început să se miște și să vorbească. Polițiștii care s-au grăbit să o declare decedată pe femeie nu vor fi sancționați. Asta pentru că ambulanța nu a trimis un echipaj medical când a fost anunțat cazul la 112. Femeia a fost internată la spital pe secția de neuropsihiatrie, relatează Antena 3.ro.